Preoții de caritate din Arhiepiscopia Sibiului s-au întâlnit astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Tema conferinței pastoral-misionare a fost slujirea bolnavilor, poruncă divină. După Sfânta Liturghie, săvârșită în capela Facultății de Teologie Ortodoxă, preoții de caritate s-au întrunit în aula Mitropolit Ioan Mețianu. Lucrările conferinței au fost prezidate de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre boală și suferință, precum și despre misiunea preotului de a sprijini tratamentul medical. Boala este un dezechilibru. Este o cădere de la starea normală. Pentru că Dumnezeu nu l-a făcut pe om bolnav. Când l-a creat pe om, l-a creat după chipul său, chipul dumnezeiesc, dându-i posibilitatea să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu prin propria sa contribuție. E, ce a făcut și cum a făcut și cum a căzut? Nu există rău în lume în sine, răul în sine, ci rău este modalitatea nefirească de folosirea binelui. Noi menținem rău și suferința vine din anumite încălcări. Când doctorul face o diagnoză, face un diagnostic al suferinței, te întreabă întâi ce te doare, apoi ce ai făcut sau ce n-ai făcut ca să îți menții sănătatea. Intervenția medicului este specială și voi nu vă puteți suprapune exact pe tiparul unui medic. El are autoritatea aceasta științifică, medicală, clinică, dar nu are, chiar dacă el este doctor specialist în psihologie, în psihiatrie, nu are asupra sufletului, ci el încearcă să se folosească de anumite stări sufletești ca să îndulcească starea patologică a persoanei. Pe când preotul are ceva în plus, care în minus, într-adevăr, nu trebuie să se bage el și să dea medicamente, în schimb, în momentul în care s-a pus în genunchi și se roagă, în momentul în care a pus epitrahirul pe capul bolnavului și citește rugăciune sau face maslu, în momentul în care îl împărtășește pe bolnav cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, îi oferă acestuia medicamentul pe care doctorul nu-l poate da. N-are de unde să-l dea. În continuare au fost prezentate referatele formele pastorației și îngrijirii bolnavilor în Sfânta Scriptură și lucrarea pastorală a bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor.